domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Acces Direct, o emisiune de autor. Cineva spunea în luna mai că vara va fi una fierbinte din toate punctele de vedere. Dacă ne uităm ce se întâmplă la ANRE, acolo unde Moldova Gaz cere majorarea tarifului până aproape de 30 de lei pentru un metru cub de gaze, vine și fierbințeala prețurilor, care urma să crească și mai mult datorită acestei scumpiri. Pe de altă parte, vedem că este și în mediul academic destul de fierbinte, mai ales că multe universități ar putea să dispară din Republica Moldova, fiind comasate cu altele. Între timp, opoziția spune că actuala guvernare nu mai are mult timp, iar mandatul nu va fi de 4 ani, ci mult, mult mai scurt. Înainte de a vă prezenta invitații, vreau să vedem o știre realizată de colegii mei cu declarațiile făcute de vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrânge. Vicepreședintele Parlamentului declară că, potrivit sondajelor de opinie, dar și a discuțiilor cu oamenii, partidul de guvernare ar pierde din susținerea populației, în timp ce opoziția este în creștere. Totodată, acesta mai adăugat că partidul de guvernare nici nu ar sesiza cum s-a schimbat atmosfera în societate, existând probabilitatea ca actuala putere să nu-și ducă mandatul până la capăt. Observăm că cât mai greu duce guvernare de punct de vedere a lucrurilor și a rezultatelor, ei se autoconservează, ei sunt închis în cercul lor confortabil. De aceea ei nici nu se sesizează, da, că s-a schimbat atmosfera în societate, atitudinea în societate. Și dânșii numai caută, știți, un inamic care se face vinovat în această situație. Vlad Bătrâncea a argumentat că în primul an de mandat, Partidul Acțiune și Solidaritate ar fi arătat că are mai multe puncte slabe decât puternice, enumerând domeniile care au pus la grea încercare echipa guvernamentală. Cea mai principală problemă, în opinia noastră, este politica de cadre, adică lipsa cadrelor pregătite, sănătoase, a oamenilor cu viziuni, cu experiența necesară pentru a gestiona domenii cum este agricultura, cum este domeniul economiei, care practic astăzi nu există. A doua problemă sunt reforme inutile și distrugerea tot ce se numește bază, da, temelia domeniilor importante, cum este agricultură, educație, medicină și așa mai departe. Și a treia problemă foarte importantă este concentrarea exclusivă pe politică externă, adică lipsa politicilor clare, politici interne, da? Lipsa politicilor îndreptate spre cetățeni. Cum credeți, actuala guvernare va rezista încă 3 ani? Sau va fi cu așa o guvernare? Categoric nu cred și sunt aici chestii absolut obiective. În primul rând, lipsa de cadre, lipsa de încredere din partea cetățenilor, dezamăgirea. Contactată de echipa noastră, purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, ne-a declarat că nu Bătrânce decide câți ani va sta pas la guvernare. Cetățenii sunt cei care decid cine rămâne și cine nu rămâne la guvernare și nici de cum un reprezentant al PSRM, partid politic care a sărăcit această țară. Susține Adriana Vlas. Amintim că la 11 iulie curent s-a împlinit un an de când Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare anticipate, acumulând un rezultat zdrobitor care i-a asigurat o majoritate confortabilă în Parlament. În cadrul unui raport de activitate realizat în fața legislativului, speakerul Igor Grosu a declarat că în primul an PAS a reușit să îndeplinească cea mai mare parte a promisiunilor făcute în fața oamenilor. Invitații mei din această seară sunt doi lideri, doi fruntași ai a două partide extraparlamentare. Vorbim cu Anatol Prohnitski, liderul Partidului Verde Ecologism. Bună seara, domnule Prohnitski. Bună seara. Bine ați revenit la Acces Direct. Și vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan. Bună seara, domnule Moțpan. Bine ați revenit la Acces Direct. Eu am să încep discuția cu dumneavoastră. Ați fost partener de bloc cu formațiunea PAS și atunci probabil să vă întreb așa sincer, cum se vede puterea sau guvernarea dintr-o parte, mai ales că ați fost împreună, pe de o parte ați făcut echipă care arăta destul de bine, acum vedem unii dați la o parte și alții merg în continuare. Guvernarea se vede bine întotdeauna din opoziție. Pentru și că... din popor. Păi, și poporul este, putem spune, o opoziție sănătoasă a unei guvernări care este dedicată acelui popor și nu întotdeauna răspunde doleanțelor. Ei bine, noi am nutrit speranța că într-adevăr se vor reuși multe lucruri. Este adevărat sau actuala guvernare se confruntă, din start s-a confruntat și se confruntă în continuare cu crize pe care nu le-a putut nimeni prevede
Și poate din acest punct de vedere trebuie să fim mai indulgenți, să nu doar să batem, să criticăm, pentru că când o să mai discutăm, o să despicăm un pic firul discuției, probabil că o să pomenim și activitățile bune. Pe plan extern, așa cum spunea și colegul meu de parlament anterior, Vlad, într-adevăr s-au reușit lucruri frumoase, bune. Pe plan intern, din păcate, s-ar dori mult mai mult. Noi, cei care am fost în bloc cu PAS-ul, chiar am presupus că PAS-ul ar putea să, cei din PAS ar putea să fie interesați, cel puțin de câțiva dintre colegii mei de parlament, care și-au demonstrat capacitatea de a lua decizii, de a se manifesta plenar spre binele poporului. Platforma, da, așa cum cunoaște toată lumea, a fost cea mai puternică în parlament, chiar dacă eram doar o mână de oameni. Cele mai multe proiecte, cele mai așa puternice voci, luări de cuvânt, luări de atitudine, foarte activi, lucruri care au fost observate de întreaga societate. Regretăm că actualii sau foștii noștri parteneri au decis într-un final să se bazeze doar pe oamenii, așa zis, afiliați partenerului de guvernare. Din punctul meu de vedere, este o greșeală, pentru că speranța mea mare, care am fost unul dintre sprijinitorii, sau să zic eu altfel, de creierea acelui bloc. Eu împreună am să recunosc aici pentru prima dată, pentru că avem un spectator care nu prea cunoaște ce spunem noi. Probabil că vă urmăresc mai mult decât pe noi la alte televiziuni. Eu am fost acel care împreună cu Maia Sandu am mers de mânuță cam în 20 de raioane și promovam ideea blocului, eu fiind atunci secretar general al Partidului Platforma de Unitate și Adevăr. Evident, și am colucrat foarte activ, foarte bine și cu Igor Grosu. Ei bine, ei au zis că, probabil că și-au zis că nu mai contează foștii colegi, nu le-au plăcut Andrei Năstase, că era prea acid uneori, prea nereținut în dialogul cu ei. Din păcate, rezultatele de astăzi demonstrează că a fost o greșeală, pentru că câteva personalități dintre noi ar fi adus un mare plus valoare guvernării și un surplus de încredere cetățenilor că lucrurile pot evolua spre bine. Atunci când nu ai oameni competenți, oameni dedicați intereselor țării, pentru că se observă acest lucru la actuala guvernare, la o parte dintre miniștri, o parte dintre funcționari, nu ai cum să obții rezultate. Și nu știu dacă putem da vina doar pe circumstanțele sau externe. Poftim? Zic circumstanțele externe. Da, pe ceea ce se întâmplă. Sigur că război este un impediment fatal pentru dezvoltarea și a Republicii Moldova inclusiv, pentru că ne influențează ceea ce se întâmplă acolo în Ucraina, dar și celelalte lucruri, criza energetică, criza alimentară care se aprofundează și bănuiesc eu că în toamnă vom resimți-o și mai mult. Dar nu vom trăi cu regretele. Bine, noi rămânem în continuare susținători a ideii europenismului, a dezvoltării Republicii Moldova spre Europa. Vom sprijini și această guvernare atât cât nu va greși dramatic, în speță ceea ce ține de politica externă, o susținem, pentru că este, consider eu, și Partidul Platformă de Unitate și Adevăr este în beneficiul țării, noi fiind o țară, o Republica Moldova fiind europeană de iure. Evident că contează și ultimele evenimente care s-au produs, dar ca să încheie acest punct de vedere, pentru cetățenii Republicii Moldova, eforturi depuse pe plan extern, reușitele, sunt mai degrabă simbolice. Însă ceea ce se întâmplă pe intern este îl atinge pe fiecare cetățean. El vrea să aibă prețuri mai mici, să poată exista, vrea salarii mai mari. Este evident că toate lucrurile acestea deocamdată nu pot să fie oferite. Profesor, noi o să revenim la cetățeni, mai ales că am văzut, urmărim o activizare a Partidului Platforma de Unitate și Adevăr, probabil și în teritoriu există o
nu știu, un flux mai mare de vizite și de discuții. Eu am să-l implic în discuție și pe domnul Prohnițchi. Noi cu dumneavoastră am discutat mai des despre ce face actuala guvernare, ce se întâmplă în Republica Moldova. Vedem însă că anumite sondaje, unii spun că sunt sondaje interne ale PAS-ului care au ieșit în public, alții spun că este un sondaj aleatoriu. Vom vedea și peste alte săptămâni când vor apărea și alte sondaje cum arată cifrele. Dar sunt manipulatorii cifrele din sondaje sau starea de fapt și spirit din societate confirmă această cădere a actualului partid de guvernare în rating. Noi zilele acestea am urmărit un alt fenomen și foarte, foarte interesant. Cu toții cunoaștem și nu este un secret că cadrele didactice niciodată nu au fost susținătoare ale partidelor de stânga, partidelor pro-est sau pro-ruse, cum s-au mai spus, și au fost susținători aprigi ai Partidului Acțiune și Solidaritate și a doamnei președinte Maia Sandu. I-am văzut dezamăgiți, doi i-am văzut primind o lovitură destul de dură. Și aici vorbesc despre cei care mâine, poi mâine, se vor trezi că sunt într-o altă instituție și nu în cea care a făcut istorie în Republica Moldova. Știți, Partidul Verde Ecologist nu este avocatul guvernării actuale, dar cred eu că trebuie să ne dezicem de slogane în aprecieri, da? De fel de metode nu prea curate când se manipulează cu sondajul și inclusiv și la unele televiziuni se arată că 78% sunt pentru, dar din cei 78%? Din 10 telespectatori, 100 care au votat, dar consumatorul primește 78% pentru ori contra, pentru orice subiect care n-ar fi. Și se referă la activitatea guvernării de acum. Ei merg pe aceeași cale, dacă să facem o analiză așa serioasă, da? Și parcurg aceeași cale pe care au parcurs-o comuniștii în 2001. Când au primit o majoritate din start, ei și-au pus toți comuniștii lor în funcții. Pe urmă au văzut că nu le ajung specialiști și au început să recruteze. Și pe parcurs au mobilizat și alți specialiști și unele chestii care le-a reușit, care nu le-a reușit. Eu spun de activitatea guvernării, să zicem așa, la timpul acela, da? Și ulterior, mă rog, au terminat-o cu ce au terminat-o, da? După 8 ani de zile. Partidul PAS merge pe aceeași cale, da? Dar se cere rezultat și, într-adevăr, așteptările au fost foarte mari și promisiunile au fost foarte mari din partea PAS-ului și lumea, într-adevăr, a crezut că asta poate e o ultimă speranță după eșecul spunem, proiectul de succes al lui Vlad Filat, care, mă rog, toți, uite, da, Moldova fără voroni, fără sărăcii, toți pe loc au rămas, succesul s-a furat și a fost o dezamăgire totală. Asta a mai fost încă investit o speranță. Și privește PAS-ul. Ce face și cum face. Dar cred că nu face tot bine și tot corect, pentru că da, n-ai experiența asta în guvernare, dar toată lumea, fie o țară mică, fie una mare, conducătorii țării au consilieri și trebuie să îi asculți, să vorbești și trebuie să simți care e situația în țara care tu guvernezi. Ceea ce nu se vede din partea guvernării actuale. Au o mulțime de funcții, despre care o să vorbim și cu instituțiile de învățământ, dar au servicii de presc 2-3 persoane în fiecare minister. Ați văzut cineva să promoveze intens, uite, asta e problema, asta e reușita. Nu, așteaptă toți ca prima persoană. Prima persoană trebuie să vorbească, nu se întrebe. Și Partidul Verde Ecologist a avut și în programul electoral treci la tablă, domn ministru, da? Ca fiecare ministru să raporteze în fiecare trimestru ce e reușit, ce nu e reușit și ce gândește să facă. Mă rog, nu se comunică. Așa. Acum, ce se referă cu cadrele? Și eu sunt desigur pe domnul Moțpan, pentru că PAS-ul
n-a venit la putere de unul singur. El a venit la putere și cu susținerea altor partide, pentru că voturile noastre au fost acordate Partidului Verde Ecologist, au fost redistribuite inclusiv și PAS-ului. Plus, noi cunoaștem foarte bine tehnologiile care au fost implicate și spunem, sloganele astea promovate, care votul util, pe care eu zic că e votul debil, da? Pentru că este votul tău, omul trebuie să voteze și are drept să voteze, da? Și dacă el a votat, desigur că acordă un suport partidului ideii, nu persoanei partid, da? Da? Ideii, cum este doctrina Partidului Verde Ecologist. Mă rog, și noi am fost marginalizați și mitraliați la toate sursele mass media afiliate care nu doreau acos că noi acum trebuie să asigurăm să ca pasul să câștige. S-a Anatol, dacă îmi dă vreau să intervin și un pic, mai bine poate un dialog, totuși. Da, a fost o introducere fiecare. De acord. Ideea, sigur că de a, ca să continuu un pic gândul, ideea celor de la guvernare de a miza doar pe oamenii care, să zic eu așa, afiliați partidului, pentru că la sigur nu sunt membrii partidului sau în sensul direct al cuvântului. Așa, pentru interes personal, sigur că au aderat mulți acolo. A fost una neinspirată. Eu cel puțin presupuneam atunci că este tocmai propice, momentul propice să se creeze un guvern național din diferite, din oameni, bine, din oameni care reprezintă diferite partide, dar profesioniști în anumite domenii, pentru că țara un an în urmă a avut șansa să facă un salt uriaș în dezvoltarea ei, economică, socială și politică. De ce nu? Pentru că oamenii sunt la noi pregătiți foarte slab din punct de vedere politic. Din păcate, nu s-a reușit lucrul acesta și regretul mare va fi dacă această guvernare va dezamăgi ca și cele democrații de până acum. Domnul Osman, dar n-au dezamăgit în opinia noastră până acum? Pentru că în mare parte dezamăgesc, este adevărat, trebuie să recunoaștem, dar eu mai am speranța că se va reuși poate revenirea la normal, la cooptarea diferitor oameni din societate care vor să servească țara, nu partidul, pentru că Republica Moldova nu este un partid. Am mai avut, eu am niște ani de viață și am avut experiența și a Partidului Comunist și a altora și până la urmă contează interesul omului, a cetățenilor și dacă tu poți răspunde acestui interes. Ei bine, eu am zis, noi bine, suntem, dar, noi suntem doi polițiști, eu sunt polițistul bun și tu cel rău. Hai să nu fim noi reprezentăm partidele aici, da? Pentru că școală de președinți de partid și prim-ministri și deputați în Republica Moldova și în lume nu există. Așa că chestia este să le mai așa, lăsăm într-o parte. Acum ce? Orice guvernare, orice partid care își asumă guvernarea, participă la guvernarea, chiar erodează. Pentru că trebuie să răspunzi. Și nu-ți crește. 8 ani, în, păi, 12 ani, într-una. Așa. Iarăși pe exemple, da? În 2001, eu țin minte foarte bine, când foarte multe forțe au zis că, uite, Partidul Comuniștilor mai are încă vreo 3-4 luni și gata, a să fie alegerea începate, nu... Doamne ferește ce ar să fie. S-a menținut 8 ani de zile. Ferește? Așa că ce declară inclusiv și domnul Bătrâncea că nu mai are mult guvernarea aceasta și vor fi alegeri, păi opoziția parlamentară normal să dorească să-și iei revanșul, da? Dar eu cred că această guvernare, dacă va face concluzii și pe intern, eu cred că va reuși, dar asta depinde de dânsa. Ce se referă la critica asta? Că e o politică foarte activă în extern și nu intern. De ce? Pentru că a fost la precedenta guvernare, a fost lipsa asta de comunicare, nu de altceva. Și este normal când este și o politică externă, mai ales a președintelui țării, pentru că unii o văd pe Maia Sandu ca, nu știu, Macron, Biden, Lukashenko, pe ce au alte împuterniciri ca președinți.
Ea, ca președinte de țară, eu cred că face bine, că se duce, are întâlniri, discută, sunt și careva înțelegeri, care am de convin la ceva cu liderii țărilor care au întâlniri în beneficiu Republicii Moldova. Urmează guvernul și parlamentul să livreze eu calitate. Vreau să preiau această idee, domnul Prohnitski, dar să fiți atent că îi adresez întrebarea și domnul Mospan, după care revin la dumneavoastră. Spuneați că unii o văd pe doamna Maia Sandu ca Macron, ca Biden, ca Lukashenko. Există un set de, sau un număr de președinți ai statelor Uniunii Europene care, într-adevăr, cum spunea domnul Mospan, acționează în interesul propriului cetățean și ai proprii națiuni. Aici putem să-l dăm exemplu și pe Macron, care nu are nicio problemă să discute cu Putin. Aici putem să-l dăm exemplu pe Victor Orban, care nu are nicio problemă să obțină un preț pentru gazele naturale de 250 sau 270. Domnule, eu am altă vedere. Împuternicirile sunt diferite la diferiți președinți în diferite țări. Eu asta am avut în vedere. Dar toți vreau, uite, Maia Sandu trebuie să dăie și pensii și lucru și relații externe și gaze ieftin și tot. Nu! Domn Prohnitski, pe-am promis în campanie și pensii mari și asta. Bun, eu preiau... Partidul a promis PAS. Eu preiau o publicație sau o idee notată astăzi de bloggerul Dragoș Galbur. Avem anumite disensiuni și anumite idei diametral opuse, dar domnia sa o citează pe Maia Sandu de la postul public, o declarație de-a domniei sale la postul public de televiziune, în care doamna spune că eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca să avem jumătate de an gaze mai ieftine. Este enunțul făcut de Maia Sandu, citat de Dragoș Galbur. De altă parte, Dragoș Galbur scrie altceva. Zice, în data de 29 iunie 2022, guvernul de la Chișinău a eliberat autorizație de mediu pentru funcționarea uzinei metalurgice din Râbnița până luna august, aceasta fiind una dintre cele mai importante surse de finanțare a regimului de la Tiraspol. Și întrebată de presă, ministrul mediului Iuliana Cantaragiu a recunoscut că prelungirea autorizației pentru uzina metalurgică de la Râbnița reprezintă compromisul identificat cu cei de la Tiraspol pentru a obține un preț redus la energia electrică. Și Dragoș Galbur mai scrie următoarele. Prin urmare, actuala putere în mod clar a vândut o bucată de țară pentru ca să avem jumătate de an electricitate mai ieftină. Și aici, domnul Mospan, cum ar trebui să privim? Suntem mândri și nu vindem țara Federației Ruse, ca așa înțeleg că a vrut să spună doamna președinte, pentru un preț mai mic pentru gazele naturale. Pe de altă parte, vorbim despre regiunea transnistreană, parte componentă a Republicii Moldova, dar necontrolată de la Chișinău, care obține anumite beneficii și înțelegeri cu Chișinăul oficial pentru uzina metalurgică de la Râbnița. Păi, suntem mândri și independenți sau, până la urmă, există anumite interese la care trebuie să cedăm? Și aici mai am ideea care eu spuneam și domnului Prohnitski, care zicea că Maia Sandu nu poate fi Macron sau Orban. Și ziceam că cel puțin acești doi președinți au obținut un preț bun de tot pentru gazele naturale și nu și-au vândut bucățile de țară. O să fac mai întâi o precizare. Vă rog. Faptul că noi aducem, cel puțin eu, platforma, aduce critici, pertinente regimului de la guvernare, nu înseamnă că noi ne postăm pe poziția opoziției parlamentare actuale. Categoric nu. Interesul meu ca și cetățean, este ca această guvernare să se mențină și să-și exercite mandatul așa cum a promis, în binele cetățenilor. Cât de mult reușesc, iată aici e o altă poveste și de aceea părerea mea este că o critică sănătoasă, corectă, trebuie să îmbunătățească actul guvernării. Este absolut evident. Sună frumos acest mesaj al doamnei președinte, mi-a plăcut și mie l-am citit astăzi, el este patriotic, simbolic, dar în același timp să faci jocul dublu cu Transnistria mi se pare inadmisibil. Și atunci nu știu despre ce fel de demnitate vorbim când noi am în repetate rânduri am indicat la acest joc nici nu știu cum să-i zic eu așa ca să nu jignesc pe nimeni.
unul fariseic cu raport cu structurile... Domnul Sfan, hai că noi discutăm și domnul exec se întrebarea, cum, uite, bă, au dat autorizații din mediu că s-au înțeles că să fie energie electrică. Eu aș pune altfel întrebarea. Această uzină putea și să nu activeze și nu era necesar să-i dai. Problema transnistriană o cunosc un pic mai bine, dacă îmi dai voie să-mi expun gândul și da, face interviu, sigur. Da. Noi, platforma DA, am avut mai multe reacții la acțiunile guvernării în raport cu regimul de la Tiraspol. Ok, trebuie să avem grijă de cetățenii de acolo, care sunt cetățenii Republicii Moldova, dar eu sunt convins că ei nu câștigă nimic din jocurile acestea subterane dintre actuala guvernare, așa cum făcea și fostele guvernări și regimul lui Dodon, care juca deschis cu Transnistreniu, Krasnosilski. Să ne amintim doar că astăzi tocmai se împlinesc niște ani, 2 ani, pare mi se că, de când fostul președintele de Dubăsari, Filipincu, da? Filipov, a cedat câteva localități regimului de la Tiraspol, cu mătrul lui Dodon. De la Filipov, da. A cedat localitățile Corjovo și încă câteva acolo regimului de la Tiraspol, fără ca să statul, ca regim constituțional, să se... Nu știu dacă un primar sau un președinte Raion poate ceda din ceva. Din păcate, așa, au cedat președinte Raion. Transnistria a înaintat și n-au întrebat din nimeni. O să vă citesc, dacă e nevoie, spusele lui Filipov ăsta, că așa a vrut... Dodon, parcă a zis el chiar. Bine, iată că și actualii promovează tot o politică ambiguă în raport cu regimul, eu zic de regimul separatist, cu liderii de la Tiraspol, care promovează o politică anticonstituțională, încalcă drepturile omului, dezvoltă schemele de contrabandă și altele, mențin acolo grupul ăsta armat al Federației Ruse, aflat ilegal în Republica Moldova. Sigur că noi am fost dintre primii care am condamnat decizia Ministerului Mediului de a acorda acea licență fabricii, uzinei de metale de la Râbnița, pentru că nu doar este o susținere directă a regimului de la Tiraspol, cam cu 240, 50, 60, cine știe câte milioane în ultime instanțe de dolari, care merg în bugetul din Transnistria și nici un bănuț în bugetul din Republica Moldova. Cu alte ocazii vorbeam că toate mașinile astea, zeci, sute, care traversează drumurile Republicii Moldova și dărâm aceste drumuri, de asemenea nu achită nimic în bugetul Republicii Moldova. Este urât ceea ce s-a întâmplat. Plus și al doilea moment cu această uzină, nu doar că este un susținător financiar al regimului, dar și un poluant grav, masiv al mediului ambient. De multe ori dimineața, cetățenii sunt acoperiți de nori de fum care vin din partea cealaltă. Iată că pentru Ministerul Mediului de la noi nu e o problemă. Trebuie de văzut aici, dacă nu cumva într-un viitor apropiat sau mai târziu, organele de drept vor investiga cum au avut loc aceste lucruri și vor scoate la iveală probabil și niște încălcări grave pe care le vor suporta decidenții de astăzi. Gazul natural care merge în Transnistria, de asemenea, la un preț de nimic. Energia electrică care o cumpărăm noi, de asemenea, se produce din gazele naturale, care datorii care se așează pe spatele poporului, din partea dreapta Republicii Moldova, cetățenilor din dreapta Nistrului. Se vorba deja cam de 8 miliarde de dolari. Cine o să le achite, așa și nu este clar. Până la urmă, politica Moscovei în raport cu Republica Moldova este acela cu Măciuca, are interesele sale, sigur că Kremlinul aici, să mențină acest contingent aici, să mențină această enclavă, care este și o amenințare nu doar pentru securitatea Republicii Moldova, dar securitatea regională. Oricât de, ca să-mi închei așa pentru o formulare filosofică, foarte filosofică, oricât de reușite ar avea o guvernare, de moment ce manifestă o dată sau de două ori acte care pot fi considerate ca și trădarea interesului național, ca și trădarea demnității, totul se spală, se șterge.
Nu ai cum să faci politică ambiguă în raport cu acest regim. Eu înțeleg, ești la guvernare, într-adevăr, și ai o sumedenie de probleme. Este ușor să critici, vor spune mulți telespectatori, dintr-o parte parcă se vede mai bine cum trebuie să faci, dar când ești la guvernare, dai cu nasul în baltă. Dar ți-ai asumat niște probleme pe care să le rezolvi. Da, misiunea ta este să le rezolvi, nu aștepta să-ți dau eu sfaturi. Da, noi facem lucrul acesta, dar niciodată nu au fost luate în considerație. Au fost bun, domnul Oțman, dar prețul gazului și vândutul țării unde se intersectează? Doar un moment, domnul Proctinț, că nu mi-a răspuns domnul Oțman la întrebare. Unde se intersectează prețul gazelor naturale și vândutul țării? De ce un politician, cum spuneați voi, că a ieșit în afară și a făcut din nou țara vizibilă, nu a reușit să obțină în interesul cetățeanului, în interesul națiunii, un preț bun pentru gazele naturale? Să nu spuneți că da, funcția doamnei Maia Sandu este pur decorativă, dar simbolică. Domnia sa a avut prima întrevedere cu Dmitri Cozac și atunci nu cred că nu puteau fi puse în discuție și prețurile pentru gazele naturale. Încă o dată spun o declarație, un gând, un enunț frumos, va rămâne în istorie, dar nu cred că aceasta ne dă dreptul să nu gestionăm problemele țării la nivelul așteptărilor. Indiferent că vrei tu să nu vrei să comunici cu cineva, eu am mai avut o dispută într-un studiu la acest subiect și mi-au sărit toți cei invitați în cap atunci, ca ulterior să înțeleagă de fapt că eu am avut dreptate. Cel puțin prim-ministru trebuia să se implice în acest proces. Sigur că și președintele țării, pentru că nu este rușinos să discuți chiar și cu dușmanul tău niște proiecte, dacă ele sunt în beneficiul țării. Nu propria demnitate este înjosită, este, să zic eu, atinsă din discuția cu orice parteneri internaționali. Rusia fiind de asemenea un partener internațional. Sigur că astăzi atitudinea față de Putin este total diferită și chiar nu mi-aș dori să se poarte discuții cu liderul de la Kremlin, care, vedeți cum, demonstrează o atitudine barbară față de de poporul vecin, care prin faptele eroice pe care le săvârșește zilnic, apără de fapt și Republica Moldova. Securitatea este umbrela securității noastre pe moment cel puțin. Cum spuneau ucrainenii, și noi am profitat de această tragedie. Și, noi vorbim despre autorizația din mediu a uzinii metalurgice de la Râmnița. Cunoașteți că din cadrul Ministerului Mediului, din când s-au clarificat până acum, în tot caz, în spațiu public, da, a fost expediat o adresare instituțiilor europene ca să permită din Uniunea Europeană să exporte metal uzat. Da, domnul, așa. Noi am avut și o declarație la acest subiect. Eu n-ați vă povestesc declarația, am făcut și protest. Eu vorbesc despre altceva acum. Da. Eu spun că pentru ce a fost necesară această scrisoare ca să permită exportul din Uniunea Europeană către Moldova, da, a produselor din metal uzat? Pentru cine? Noi nu avem uzină metalurgică. Asta s-a făcut în interesul uzinii. În filmele detective să zici, căutați cui așa convine lucrul acesta, cui este favorabil. Așa. Cine a urmărit și ce scop a urmărit prin această S-a făcut pasul adresare. Acesta, așa, și ulterior de-am să încep negocierea cu autorizația de mediu. Acum, ce se referă la negocierile și ziceți că uite, au același Macron, Orban, da? Nu, eu ziceam despre declarația doamnei președinte. Nu vând țara pentru câteva luni de gaz ieftin. Domnul Alexei, corect. Păi, suntem oameni serioși, așa? Și nu suntem naivi că tu, dacă spunem așa, ai relații foarte apropiate cu Uniunea Europeană, da? Așa. Republica Moldova poate să se impuie tare între președinții Uniunii care sunt din țările Uniunii Europene. Cum credeți, da? Cam cu ce ar argumenta? Așa, bine, se duce la Moscova. De ce credeți că Moscova nu va pune condiții și noi le știm care? Pentru că acolo lucrează centre analitice
părerii, din nou, în Republica Moldova, la noi mișcările sunt haotice, nu interes de țară. De unde știți dumneavoastră că n-au acceptat anumite condiții, fiindcă noi contractul public nu l-am văzut? În interesele țării, a Republicii Moldova, în cazul dat, indiferent ce culoare politică, așa, trebuie să iei centri analitici care să elaboreze și să studieze, să recomande, să dea și o persoană care, mă rog, i-a acordat poporul prin vot ca să guverneze țara, el trebuie să conducă de aceasta în interesele țării, pentru că foarte multe țări prospere, liderilor fac așa declarații. Mai presus, interesul, nu știu, a Franța, Statelor Unite, a Rusia. Național. Interesul național. Interesul național, inclusiv și Ucraina și multe alte țări, da? Interesul lor. Dar la noi se, mă rog, întâmplă așa că fiecare președinte, prim-ministru, președintea Parlamentului, el se gândește, bă, uite, eu o să soluționez întrebarea aceasta cu Transnistria, da? Voronin a încercat, nu s-a primit nimic. Dodon, cât de prieteni și cu Krasnosilski, și cu Putin, și cu ce, n-a reușit nimic să soluționeze. De ce? Asta este problema gazelor sau transnistreană? Și transnistreană și a gazelor, pentru că... Dar era o diferență de preț. Da, nu. Scuzați, vă rog. 1000 de dolari și 200 e o diferență. Acum toată lumea așa-s prețul, nu-i numai la noi. Orban cumpără cu 270. Dar de unde știți dumneavoastră că cumpără Orban cu 360 și Serbia nu știu cât... Păi, Orban... Ce face acum? El slujește interesului Kremlinului, face declarații, că să nu introducem sancțiuni, că asta el nu acceptă. El plătește pentru asta, oameni buni. Și orice țară, mai ales una mică, dacă te incluzi în, mă rog, niște obligațiuni acolo, ca toată lumea plătește 5, 7, 800 de dolari, 1000 metri, da? Ți-ați dă cu 200. Păi degeaba nu-ți dă nimic. Și au demonstrat-o și unii conducători Republica Moldova. Bine, aici... da, dar succes n-a fost pentru popor, înțelegi? Indiferent, da, ce culoare, vă zic. Nu o scurtă pauză publicitară, domnul Ospan, domnul Prohnitski, după care revenim la discuție și la această idee.
Noi am revenit în studio. Vă rog, domnule Mospan, ați vrut să interveniți în discuția despre gaze, electricitate și onoarea moldoveanului. Cam toată lumea cred că a sperat ca problema procurării gazului din Rusia poate servi la, ca și o carte bună în discuțiile cu privire la regimul de la Tiraspol. Din păcate nu s-a schimbat nimic. Dacă astăzi am ajuns aproape la 30 de lei, așa am înțeles, se solicită 30 de lei, 29 și 48 de bănuți, este groaznic și o să se întâmple mai departe. Oricât se va strădui guvernarea să submineze cheltuielile, nu va reuși, pentru că cheltuielile chiar sunt exorbitante. Încă un moment pomenea domnul Plochnitsky despre faptul că nicio guvernare n-a putut rezolva problema Transnistriei. Eu credeam, cel puțin o jumătate de an în urmă, sau și mai mult când se discuta încă problema livrărilor de gaz în Republica Moldova, la Moscova, că se poate discuta și acest subiect sensibil. Cu atât mai mult că condițiile de astăzi sunt propice pentru a limita influența acestui regim, poate chiar de a-l lichida. Să nu uităm, tot combustibilul din Transnistria ajunge din România prin Republica Moldova în la Tiraspol. Sunt alimentate și salvările, și autobuzele școlarilor, dar și tancurile sau mașinile de război pe care le au militare, pe care le au transnistrieni. Deci, noi sprijinim regimul și prin acest și în acest fel. Gazele naturale, de asemenea, sunt o armă puternică în relația cu Chișinău. Noi pierdem, din păcate, aici. Am pierdut în relația cu regimul de la Tiraspol. Nu am folosit deloc acest subiect. De asemenea, așa, și am putut să zic, de fapt, că faptul că nu s-a reușit rezolvarea conflictului, mie mi se pare că, de fapt, răspunde la întrebarea cine are interesul să mențină acest regim aici. Este o gaură neagră de 30 de ani și ea nu se va rezolva, acest subiect nu va fi rezolvat atât timp cât interesele structurilor mafiote, ale oligarhilor din regiune, corespund celor din zona transnistriană și a celor din Republica Moldova. Ele sunt foarte încorsetate aceste interese și noi cunoaștem din informațiile pe care le-am obținut fiind în Parlament președinte al Comisiei Securitate Națională. Nu vreau să cred, dar bănuiel sigur că sunt, că și actualii guvernanți, unii dintre ei, ar putea să fie implicați în schemele infracționale care aduc beneficii extraordinare celor care le dirijează. Contrabanda cu țigări, contrabanda cu alcool etilic continuă și multe, multe alte interese. Apropo, cunoaștem doar că liderii de la Tiraspol, majoritatea dintre ei au o sumedenie de firme acreditate în Chișinău. Sunt trei legi, trei hotărâri de guvern prin care se facilitează comerțul cu Transnistria. Ei nu achită niciun bănuț pentru ceea ce importă prin Republica Moldova, în bugetul Republicii Moldova. Noi am bătut mult spre regiunea Transnistria, domnul Popinski. Parlament, da, și în coaliție, blocul acum, dacă țineți minte, ați făcut o declarație foarte tare, de care spuneați că dumneavoastră tot faci declarații, da? Despre statul capturat. Am făcut așa de păi, așa. Statul capturat, nu numai Plahatniuc, dar o sumedenie de persoane la toate nivelurile care mențin Republica Moldova în situația în care noi ne aflăm acum, inclusiv și contrabanda și facilități pentru regimul separatist și invers și neachitarea impozitelor și foarte mult. Subiectul ăsta a rămas și cu părere de rău nu va reuși atunci de la declarații se treacă la acțiuni de concrete, acord. Ca iată, ieri să a nu fost, avem situația aceea care o avem votat, noi. Acum. A fost votat în Parlament, parmi că ieri, au fost votate două proiecte de lege care va permite justiției noastre să îi aduc, să-i judece, să-i în lipsa infractorilor să-i da, condamne. Să ia decizii ca instanțele de judecat, să ia decizii în lipsa infractorilor. Plus că alte lege... Stai un pic ușor. Mie mi se pare că este un pas bun.
sau Măzpan, o pârghie bună pentru justiție, plus că alte lege... Domnul Măzpan, ce e Republica Moldova? E 4 ori într-o parte și 4 în altă parte. Nu despre asta nu vorbim. Nu se poate decontrolat. Vorbim despre cei care au furat la greu în Republica Moldova și au plecat peste hotare. Sigur că sunt și aici. Sunt și aici unii care trebuie puși la punct. Dar nu sunt. Schemele au rămas și ele funcționează până acum. De sus până jos. După adoptarea acestor legi, hai să zicem că nu doar trebuie să lovim, dar să apreciem lucrurile, cel puțin din punctul meu de vedere, lucrurile care sunt benefice pentru țară. Din acest punct de vedere, aceste două legi adoptate ieri, pare mi se, sunt bune, da. Sunt bune, pentru că prin alte lege... Noi câte legi bune avem, dar nu sunt implementate, inclusiv protecția mediului. Inclusiv protecția mediului. Domn Prochnitski, altă întrebare voiam să o adresez, după care vom reveni și la problemele fiecărui cetățean în parte, mediul academic. Eu am văzut cei din PPDA au ieșit cu o declarație în acest... Cu luare de atitudine în acest sens. Voiam să vă întreb și pe dumneavoastră. Eu mergeam sau cel puțin analizam din punct de vedere a PR-ului politic ce se întâmplă astăzi când un grup mare de susținători ai PAS-ului sunt puși în situația să iasă în stradă, să-și ceară dreptul de a activa în continuare sau de a-și apăra instituția care a făcut istorie în Republica Moldova. Și aici am putea, nu știu cine poate nega faptul că Universitatea Agrară este o instituție istorică. Nimeni nu poate nega că Universitatea de la Tiraspol a făcut istorie. Și atunci, nu știu în ce măsură, în prag de alegeri locale, vii cu astfel de acțiuni. Eu am mai menționat nu odată că anume provincialismul ăsta a unor reprezentanți a puterii, da, le joacă fiesta. Desigur că având puterea absolută și iarăși zic de consilieri, nu știu ce consilieri au ei acolo, da, dar ar fi fost normal ca înainte de a anunța decizia aceasta se informeze populația. Dar acum, cum a zis dumneavoastră, se face PR politic. Fiecare ieși și spune, bă, jos, sus, păstrăm, bă, distrug, da, uite, la capitolul comunicării cu societatea s-au prozit tot. Acum, dați să facem o analiză. Școlile în satele Republicii Moldova, satele mari, da? 3-5 mii de locuitori, au fost construite pentru un număr de elevi, așa? Ok. Și au fost 5 clase de 1 și cel puțin 4 de 10 pe timpul acela. Așa. Da? Așa. Acum câte avem noi? Jumătate din școli, ele nu funcționează ca clădiri, ele nu sunt folosite. Instituțiile superioare de învățământ au fost create atunci, construite, în tip sovietic. Marea majoritate, așa? În afară de este privat care au apărut acum. Bun, agrară... Așa. E... Nu, păi eu zic, de agrară a fost construită... 90 de ani are. De când, da? Ea a fost prevăzută pentru un număr oricare de studenți, așa? Și, respectiv, și spații, și finanțare, și tot. Ce avem la ziua de astăzi? Iarăși. Sistemul de învățământ superior în Republica Moldova. Dacă veți invita... Se dea ocazia și veți invita lideri, da? Care au... Universitatea Agrară din 1933. Eu nu zic nimic, dar la ziua de astăzi, o mare parte a agronomilor sunt peste 50 de ani care activează. Tineri nu sunt. Universitatea Agrară funcționează și studenți în fiecare an dau examen și primesc diplome, așa? Protecția plantelor nu avem, pe irigare nu avem, noi nu avem, dacă vorbim de Universitatea Agrară, un veterinar nu veți găsi într-o localitate. Bun, în centrele regionale sunt. Nu, ascultați vă rog, păi unii masa, 3-5 mii de oameni au ce dorești, păsări și animale și tot. Acolo un felcer care încă cândva a fost, nici nu-i medic veterinar. Așa, la ziua de astăzi, în Republica Moldova, noi nu avem suficienți profesori în școli și de limbă română, și de fizică, și de chimie, și de educație fizică, sunt date oficiale, așa? Noi avem acolo unde trebuie noi să pregătim
următoare generații ca să fie una instruită, deșteaptă și sănătoasă plus, da? Să acordăm și servicii medicale. Noi nu avem. Ceva nu merge, nu se leagă aici. Sunteți de acord, da? Cum? Noi investim atâția bani, dar folos cam nimic, cum zic unii. Eu primesc diploma și plec la tata în Germania, ori ea pleacă la mama în Italia. Și dumneavoastră considerați și că soluția este să închidem universitatea? Eu nu zic... Păi stați-o leagă. Nu merge vorba că să o închid, să nu o închid. Dacă are 3.000 de metri pătrați acolo și 1.000 să folosesc de 30, pentru că nu studenți, cu atât mai mult că s-au deschis cotarele. Acum tineretul face studii, unii aplică și care, mă rog, reușește, învață în orice universitate în lume, da? După cum cunoașteți, da? Se dau testele astea, îndeplinești, te-au acceptat, ai plecat. E dreptul lui să o facă, așa? Noi tot trebuie să reacționăm la asta. Nu putem noi să ne menținem tot pe, uite, ia că a fost și trebuie să menținem și casa părintească nu se vinde. Păi bine, dar mai departe ce facem? Cu ce întreții tu toată hurdughia asta? A? Ăștia-s bani. Bun, eu am să vă întreb altceva și, după care... Și, dar mai este încă. Așa. Unele spații care sunt în plus, da? Cineva are interes, le iei în arendă. Așa? Facem analiza la contingentul, spunem așa, a studenților. Câți îs la buget și câți pe contract. Cât mai mulți ai pe contract, cu atât tu, profesorul, ai să ai și tu leafă. E cointeresat profesorul să menții studentul ăsta de la anul 1 până la anul 3. Sigur, asta e leafa lui. Așa. Acum, specialiști, iarăși, ce n-am luat la noi sunt probleme. Medici nu avem, inclusiv și în spitalele raionale. Asta tot e date statistice, când diferite, spunem așa, medicii pe diferite specialități, da? Nu sunt. Nu sunt, pur și simplu. De ce? Aici stat trebuie să gândească, așa. Dacă noi cheltuim banii pentru a pregăti specialiștii respectivi, trebuie să creăm ulterior și condiții ca ei să plece la țară, cum o face toată lumea. Să mărești salariul, să mai dă acolo facilități, un alta ca lui, să ne convie să meargă acolo, să fie profesoare, să... Mă rog, nu se opresc toți. Ori în Chișinău, ori pleacă... Eu am altă întrebare și o întrebare probabil și pentru domnul Moțpan. Apropo, domnul Moțpan, dumneavoastră știți sistemul de interne mult mai bine decât mine. Ce criză de personal este astăzi în interne? Cât lipsesc? E mare. Și eu pleacă știu mulți. Că cel puțin vreo 2000 de persoane ar avea... Acum, pe ultima informație, cam 180-100 de cereri la fiecare subdiviziune. Doi. Instituțiile de stat duc lipsă de cadre. Nu vine lumea să muncească la stat, spunea și doamna Gavriliță. Păi înseamnă, domnul Procrinski, că haideți să închidem Academia de Poliție. Avem specialiști, nu se duc încolo. Și optimizăm financiar Academia de Poliție. Cine mai pregătește funcționari publici? Bun, juriști, economiști. Mai închidem și din Universitatea de Stat sau pedagogică, fiindcă nu avem specialiști să ducă încolo. Mai mult seamănă o reformă financiară decât una învățământului. Noi nu avem specialiști în economie și în, inclusiv și în instituțiile statului. Eu îl implic în discuție și pe domnul Moțpan, că monopolizăm eu cu dumneavoastră discuție. Noi nu avem suficient, cunoaștem bine. Procurori în raioane sunt vacanții, corect ori nu? Avem institut. Problema e mult mai profundă. Corect. Nu sunt, dar ok, e punctul de vedere al domnului Procrinski, eu nu sunt în totalitate de acord. Dar noi o discutăm. Dar de acord. În ce n-am dreptate? E bine că este și alt punct de vedere decât al cel pe care îl propunem noi. Platforma de Unitate și Adevăr s-a expus pe acest subiect. Este adevărat, problema trebuie analizată în profunzime. Că există o lipsă de studenți astăzi este un fapt real. Cam 56.000 au rămas din 100 și ceva care erau anterior în anii trecuți la studii. Cei mai mulți tineri pleacă peste hotare pentru că nu văd aici o perspectivă și este grija guvernării să se gândească cum să-i mențină aici pe loc, să le creeze condițiile necesare, pentru că problema demografică este una extrem de sensibilă, problema cadrelor tineri la fel, problema oamenilor cu experiență care ar fi, vedeți cum sunt la noi legile, ai ajuns la pensie, nu te angajează nimeni, gata, în instituții de stat. Dar nu știu cum, doar trebuie să ai prieteni neamuri.
Iarăși e o problemă, oamenii cu experiență care au ani de activitate și ar putea fi utili încă mulți ani înainte în unele instituții. Deci, poate că nici nu era momentul chiar acum să răbufnească acest subiect și mai ales absolut netransparent, nediscutat cu cetățenii, cu cadrele academice. Eu mă gândesc că poate special s-a făcut așa încât să nu mai apară discuții, să nu perturbeze cumva cineva să perturbeze procesul ăsta. Dar eu sunt sigur că în viitorul cel mai apropiat noi vom afla de fapt care a fost interesul. Este unul național spre îmbunătățirea procesului educațional sau sunt și interese meschine pe undeva. Tare mi-aș dori să nu apară aceste interese, în special ceea ce ține de Universitatea Agrară. Universitatea Agrară, așa cum ai spus, are 90 de ani deja de când există, este un simbol al Republicii Moldova. Universitatea Agrară, eu chiar sunt de părerea că această instituție trebuie păstrată într-o formă sau alta, simplificat, poate de lăsat, dar facultățile exact care țin de competența acestei sau de profilul acestei universități. Dar ea este un simbol al existenței noastre. Ar fi trebuit să fie păstrată într-o formă sau alta. Universitățile supraviețuiesc, pregătesc Universitatea așa grară și ceilalți specialiști de care doreți. Eu știu că statul și cheltuie bani și mulți ce, nu, pentru vine, instituții, vine pentru întreținerea lor. Dar... Și design și tot. Ce se întreabă în piață, ei asta propun. Nu este normal, da. Trebuie să pregătim specialiști în agricultură, că avem nevoie de dânși. Noi da? Suntem țara agrară. Cine o să-i pregătească de acum înainte? Sau bine, dacă nu se isprăveau cu acest lucru... Specialiști, eu pe aș vechi și importe de peste hotare. Eu și-i plătesc. Francezi, nemți, italieni, care îi consultă pe dânși. Cum uite să facă o plantație de vii, cum să o îngrijească, ce să o prepare, că el vrea rezultat, vrea produs. Produsul pe urmă trebuie să-l vândă în afară. S-ar putea să fie o greșeală strategică a guvernării, pentru că... Dar că nu s-a discutat cu societatea, nu s-a discutat cu instituțiile, singure mediul ăsta, da, din instituțiile de învățământ, și că noi am aflat din presă. Nu este normal. Pentru că, iar zic eu, provincialismul ăsta și aroganța, știi? Ue, ce o să le spunem, ce o să facă? Și în principiu s-a primit decizia. Mi-ar pare foarte rău ca provincialismul, cum zici dumneata, provincialismul ăsta și aroganța, prostia până la urmă, vor duce la scăderea dramatică sau duc la scăderea dramatică a încrederii cetățenilor în actuale guvernanță. Eu încă o dată am să repet, platforma, da, nu este dușmanul actualei guvernări. Noi suntem și rămânem critici ai greșelilor, dar menținem poziția de dezvoltare a Republicii Moldova spre Europa, drumul acesta spre Europa, cu atât mai mult după ultimul eveniment de obținerea statutului de candidat în Uniunea Europeană, ceea ce este foarte important și simbolic pentru noi, chiar este un element istoric, să zic. Mi-ar dori foarte mult ca lucrurile să evolueze spre bine deja. Un an de zile nu e mult, dar prea multe greșeli s-au făcut care dezamăgesc. Iată, cam 6 mi se pare că august se împlinește un an și de când a fost instituit guvernul, așa e? Mi se pare că la începutul lui august. Nu mi-amintesc exact. Eu vreau să vă mai întreb și... Și sigur că... Ce să numărăm noi? Ar fi bine să se... Cu 100 de zile, un an de zile, oameni buni. Bine, vrem să vedem cum s-au manifestat în acest an de zile instituțiile statului. Și au cerut. Tău promis că ești gata să fie în funcție asta, în tocmai. Așa. Rezultatul. A doua zi, peste o săptămână. Nu mă interesează. Ți-ai asumat răspunderea. De rezultat. Păi așa e garda veche sau generațiile vechi, așa suntem învățați. Dar ăștia tineri un pic altfel manevrează. Și în Europa, nu sunt ca noi. Dar ce are a face ca noi? În țările dezvoltate, tu dacă ești angajat undeva, ca specialist, nu știu, în orice domeniu, da? La tine îți cere rezultatul. Nu te întreabă că eu o leacă nu înțeleg limba, o să mă duc la cursuri, băiatul. Pleacă la cursuri și pe urmă zi să te angajezi. Eu am nevoie de lucrător. Păi așa și aici. Și anume că trebuie să selecteze, dacă nu, ulterior să implice. Dumneavoastră spuneți despre rezultat. Domnule Moțman, iarăși spuneți de un an în luna august a guvernului Gavrilița. Doamna prim-ministru s-a expus recent
că ar trebui să mai așteptăm câteva luni și totul va fi bine. Ni s-a spus că iarna ar trebui să ne mai lipim unul de altul și să fim uniți și va fi bine. Vara nu-i ca iarna și va fi totul bine, dar noi am ajuns în luna iulie cu o inflație pentru luna iunie de 31%. Noi suntem lideri regionali, sau am putea spune pe continentul european, la acest subiect. Am impresia că ne depășește doar Sri Lanka și pe plan mondial. Mi se pare că suntem deja pe primul loc. Suntem. Văzusem undeva un grafic și recent Moldova prima poziție deține. Cât să mai așteptăm? Mai este loc de așteptat și dumneavoastră acum, cel puțin la începutul emisiunii, spuneam că văd la Partidul Platforma și Demnitate o activizare. Cetățeanul din teritoriu care în 2019 v-a votat pe voi, poate anul trecut la alegerile anticipate au dat mai multe voturi pentru cei cu care ați făcut coaliție, dar ce spune el? Cel care a votat actuala putere. Cei care au votat socialiștii sau alte formațiuni ar fi subiectivi și nu obiectivi în ceea ce ar răspunde. Când te bat prețurile la buzunar, perspectivele sunt sumbre, toți cetățenii sunt la fel. Ei, mi se pare mie că uită de interesele politice. Factorul economic ar trebui să fie prima grijă a... Îi vedeți vorbind despre factorul economic, guvernanță? Și mai puțin aspectele politice. Platforma, da, acum este într-o perioadă de reformare, de reconstituire a unor structuri. Noi sperăm că până în toamnă să reușim acest proces și în primăvară să venim o forță puternică la alegeri locale, încât să obținem și un rezultat mai bun decât a fost în blocul acum. Este acum o diferență între ceea ce a fost blocul, ce este platforma și ce este PAS. Și oamenii observă acest lucru. Noi nu am mințit, noi am muncit foarte mult și, de fapt, nu ne-am schimbat. Nu am fost la guvernare în măsura în care să ne compromitem și sper foarte mult că cetățenii fac deja o diferență. Și ea chiar se observă. Se observă la întâlniri pe care le avem în teritoriu, se observă un alt punct de vedere, o altă atitudine față de reprezentanții platformei DA. Nu vom fi, însă, încă o dată zic, incisivi peste măsură în raport cu guvernanții, pentru că suntem din aceeași familie europeană și noi și PAS suntem membri ai Partidului Popular European. Observatori sunteți, nu? Suntem membri, frate meu, trebuie mult încă. Observatori sunteți. Suntem membri. Bine. Ce să-ți spunem? Asta o dezbatem în afara emisiei. Nu contează. Suntem membri ai Partidului Popular European și deja de ceva timp, câțiva ani, nu observatori. Ei bine. Acum, sigur că unii presupun că platforma ar putea să devină chiar o alternativă actualei guvernări. Sigur că este o ambiție mare. Nu știu dacă este obligatoriu să fim alternativă, dar un refugiu pentru acei care s-au... un refugiu, să zic așa, politic, pentru acei care s-au dezamăgit în actuala guvernare sau se va dezamăgi, sigur că platforma poate deveni. Suntem în căutare de noi cadre și noi, de personalități care ar aduce un plus valoare, ar îmbunătăți aspectul politic al formațiunii noastre și cred că vom reuși acest lucru. Platforma a avut un credit mare de încredere și, după mine, nu l-a pierdut. Ceea ce nu se întâmplă însă cu partenerii noștri de bloc. Așa că, cum se zice, toamna se numără boboce, iar în primăvară vom fi deja în pregătiri pentru alegerile locale din octombrie, probabil. Există discuții sau cel puțin viziuni, analize față de participarea la anumite proteste, fiindcă cetățeanul este nemulțumit. Noi am văzut un protest masiv acum recent, dar foarte multă lume vorbește despre o toamnă în care cetățeanul nu va mai rezista și va ieși să-și spună păsul în fața guvernului. Aici apare întrebarea dacă voi cei din PPDA sunteți gata să ieșiți în stradă în raport cu actuala guvernare. Chiar dacă ați fost împreună într-un bloc sau într-o alianță, alegătorii voștri, inclusiv ei, suferă din cauza a ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Sigur că platforma, da, care s-a născut în stradă, proteste în stradă, menține
menține această tactică de a se manifesta și prin proteste atunci când nu va cere cazul. Dar trebuie să fac această precizare încă o dată. Noi, cu siguranță, nu vom participa la protestele organizate de actuala opoziție parlamentară. Este o mare diferență între ideologia pe care o promovăm noi și cea a socialiștilor. E adevărat, dar în 2019 ați fost o aliață. Am greșit odată și nu, pentru că acea coparticipare împreună ne-a dus, ne-a șterbit imaginea în viitor, în anii următori s-a demonstrat acest lucru. Bine, nu cred că se mai cere odată repetarea acelei greșeli. Dacă platforma DA va considera necesară organizarea unor proteste, o va face în cooperare cu partidele de centru-dreapta, care se declară pro-europene și care apără interesele acestei țări, sunt oamenii cetățenii cu demnitate, care nu-și trădează țara. Aici multe se pot spune. Iată la ce s-a ajuns în Republica Moldova. S-a creat acest mecanism de antagonism între o parte a societății și alta. Și unii politicieni continuă să-l dezvolte mai departe. Și îmi pare rău că se întâmplă lucrurile acestea. Țara este în pericol de război, în pericol de sărăcie catastrofală, criză alimentară, criză energetică, criză de securitate. Uitați-vă câte lucruri grave s-au abătut asupra Republicii Moldova și mie mi se pare că în această situație se cere din potrivă nu confruntarea forțelor politice, dar coagularea forțelor pentru tuturor forțelor sănătoase pentru a scoate țara din impas. Ulterior, sigur că se mai și mai veni să vorbă aici de alegeri anticipate, de nu știu ce, nu știu dacă țara este pregătită în fiecare an să aibă alegeri anticipate. Noi, cel puțin deocamdată, nu avem o poziție clară în acest punct de vedere și nu punem problema alegerilor anticipate. Din potrivă, chiar dacă se întâmplă că marea tragedie a neamului ăsta nostru este că vine o forță, se declară pentru țară și se demonstrează ulterior că de fapt este iarăși un eșec. Și așa se întâmplă toți pe parcursul acestor 30 de ani. Eu nu cred că, iarăși zic unii, va fi mai bine dacă vine Dodon sau dacă vin socialiști, că Dodon ar trebui de fapt să se gândească un pic la cariera lui deja din alt punct de vedere. Dar Partidul Socialiștilor este încă unul puternic. Partidul e penal lui Șor, care stă bine mersi în Israel și se odihnește, de asemenea ia rotații și devine puternic. Este un pericol ca, într-o perspectivă, forțele de stânga, în mare parte străini interesului naționale a Republicii Moldova, să revină. Știți, domnul, și mie asta nu-mi place. Mostan, nu cineva făcea o analiză, nu mi-amintesc exact, pe Facebook și arăta anul 99 cu un grafic roșu, cu o inflație exorbitantă, perioada premierului care dădea salarii în caloș, după care au venit comuniștii la putere și au venit cu un scor zdrobitor față de forțele pro-europene, pro-dreaptă. Istoria are capacitatea să se repete. S-ar putea să se repete. Domn Prohnitsky, da. Noi cu dumneavoastră tot timpul, și protestele voiam să vă întreb, dar știți, da? Dumneavoastră tot timpul vorbeați despre o consolidare a forțelor extraparlamentare pentru a deveni o voce și o putere ulterioară. Nu prea vedem în ultim, nu prea se vede, poate că e vara și e fierbinte și încă se mai fac anumite calcule politice, dar dacă mâine, poi mâine iese cetățeanul de rând, indiferent de culoarea politică, să-și ceară dreptul la o viață mai bună. Că așa li s-au promis vremuri bune. Ce măsură voi, cei din Partidul Verde Ecologist, sunteți gata să susțineți proteste cu alte partide, fie de opoziție parlamentară, fie de opoziție extraparlamentară? Până la urmă, nevoile cetățeanului și a țării sunt aceleași, nu diferă în funcție de culoarea politică. Cu protestele în Republica Moldova, în ultimele proteste, da, este clar că sunt proteste organizate. 2015 și 2016 nu cred că de grabă se repete în Republica Moldova. Când Platforma Demnitate și Adevăr își asumă, mă rog, toate responsabilitățile și merite, mândria și merite că ei au organizat. Nu. Inițiatori au fost două persoane,
și au început-o de la clopotniță. A fost Dinu Plângău și Liviu Vovc. Ulterior s-a preluat, s-a format un comitet, unii s-au retras, cunoaștem, să n-aducem aminte istoria. Domnul profesor, ar fi bine să nu intri în istorie, pentru că nu cunoști. Acum, fără doar și poate, că eu am fost, eu am fost acolo. Așa. Acum, acolo au participat foarte multă lume de care aveau diferite opțiuni. Noi tot am participat la aceste proteste și eu singur am văzut ce lume este acolo. Ei nu veneau plătiți. Ei veneau pentru că vreau schimbare. Dacă nu exista platforma așa civică de Unitate și Adevăr, dacă nu era Andrei Năstase în fruntea acelei mișcări atunci, nu se mai organiza nimic. Lăsați dumneavoastră profitorii de meritele altora. Stați, vă rog, eu ce-am profitat ceva. Trebuie să-i dăm cezarul ceea cezarului. Platforma, da, platforma civică de Unitate și Adevăr. Așa. Și eu spun acolo eram și eu și de la începutul. Și toată lumea, eu spun de spirit amuia. Nu spun păi, eu. Asta eu, e altă treabă. Eu am vorbit ceva din Năstase. Nu șamalizați istoria, vă rog. Aici chiar nu sunt de acord. Un minut mai avem, domnul Procniță. Așa, și eu nu cred că spiritul acesta de mobilizare a tuturor cetățenilor să fie posibil astăzi, pentru că foarte multe proteste sunt organizate, și finanțate. Asta e altă treabă. Sigur că nu se poate organiza ca și în stilul anului 2015-16, categoric. Situația nu e ce o parte mare dintre susținătorii platformei au atitudine loială față de actuala guvernă sau față de Maia Sandu, care de fapt reprezintă după mulți ani și de, ce de se zile reprezintă la, un simbol al forțelor. Ați spus întrebarea, da? Mă rog, pro-europene, da? Scurt. Dorință este, dar foarte multe, mulți reprezentanți, oare lideri cu ștampilă se rețin. Pentru că, păi, cum nu el, cum nu acela, de ce aici a propus, dar situația va, spunem așa, va obliga, va constrânge, pentru că sunt două opțiuni. Ori câștigă partidele pro-europene, ori vine stânga. Unitatea Comuniștilor și a Socialiștilor a demonstrat că și acolo unde există foarte mult antagonism. Care era, care era relația între Dodon și Voronin? Vă amintiți, da? Iată că interesul lor nu a fost interes de țară, de fapt, spre deosebire de ceea ce facem noi. A fost și au reușit. Păi, pentru actualii guvernanți este foarte important să înțeleagă astăzi că ăsta e cel mai mare pericol. Dacă vor să mențină echilibrul acesta în societate, drumul spre Europa, eu vă mulțumesc, dezvoltarea Republicii Moldova, trebuie să se gândească cum fac această unire a tuturor spiritelor revoluționare, sănătoase, patriotice. Domnul Provinski, în 2019 mulțumesc. Nici eu nu credeam că veți face alianță cu PSRM-ul. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu NTV Moldova, să aveți o seară cât mai frumoasă alături de noi.